ușor s-a dictat Hens comparativ cu situația din Careu, care pare similară. Și gol! Gol, 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 gol! O fază fixă. I-a trebuit științei pentru a deschide scorul. Este, prieteni, 1-0 din minutul 38. Marchează tocmai cel de care am vorbit ca într-un medalion ceva mai devreme, Florin Gardoș. Mă bucur pentru el, un jucător cu potențial care, iată, și-a utilizat din plin detenta. Are 1,94 m. Gardoș înscrie cu capul aproape ca la antrenament, la o centrare perfectă a lui Cicâldău. Este însă clar că și fundașii, ori oamenii din axul defensiv de la Sportul Snagov, nu s-au plasat prea bine. L-au lăsat liber acolo pe Gardoș, ceea ce înseamnă, scuzați termenul care pare nepotrivit în context fotbalistic, sinucidere curată. 1-0 pentru Universitatea Craiova. Suntem în minutul 39.